Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Enigmele Lumii, vă prezint câteva dovezi pentru o civilizație preistorică avansată. Este vorba despre descoperiri arheologice anormale. Dacă a existat vreodată un subiect prea dificil pentru unii, acesta este cel din acest documentar, anume subiectul civilizațiilor preistorice avansate, extraterestre. Condamnarea fără investigație este culmea ignoranței, spunea Albert Einstein. De mulți ani, în mediul online, inclusiv aici, sunt prezentate pe larg diferite subiecte legate de civilizațiile antice. Dacă unii sunt deschiși cunoașterii, alții contestă aceste informații ocazional, nu din cauza diferențelor de opinie, ci pentru că le consideră prea ridicole, ciudate sau nebunești pentru a fi adevărate. Aceștia, din urmă, sunt într-o stare de negare cu simptomele comportamentale obișnuite însoțitoare, fără să se întrebe vreodată cum s-a ajuns la anumite constatări sau concluzii. Neavând cunoștințe sau foarte puține despre subiectul discutat, ei rămân mulțumiți, arogant, gândindu-se că orice în afara bulei lor de existență este fie lipsit de importanță, fie nu există. Acești oameni au fost întemnițați de propriile lor limitări fără să știe. În primul rând, doar pentru că ai ambii ochii închiși, nu înseamnă că civilizațiile avansate și extratereștrii nu au existat vreodată sau nu există. Iată în continuare o prezentare foarte scurtă a unui catalog vast de dovezi, care sugerează că cel puțin au existat. Clădirile și artefactele din siturile arheologice au dezvăluit existența unei tehnologii superioare din trecutul antic, sugerând că au existat supra-civilizații avansate. Aceste monumente au fost create de oameni, poate dintr-o epocă de aur, sau au fost opera vizitatorilor din afara planetei. De exemplu, pietrele dreptunghiulare ale ruinei templului antic din Baalbek, Liban, cât de mari sunt în comparație cu oamenii. Unele dintre aceste pietre cântăresc aproximativ 1500 de tone sau mai mult. Ele preced pietrele pătrate romane mai mici, îngrămădite deasupra cu mii de ani în urmă. Cu o construcție dincolo de capacitatea ingineriei moderne, acest lucru ridică cel puțin câteva întrebări. În vremurile străvechi, cu oamenii primitivi și unelte primitive, cum erau manevrate pietrele? Cum erau tăiate din roca matricei? Cum erau transportate, așezate și stivuite, cu o formă și o potrivire atât de perfecte? Mai mult, de ce să treci prin toate aceste eforturi, cu excepția cazului în care strămoșii noștri au găsit o cale care a făcut totul mai ușor? Aceleași întrebări pot fi puse și despre multe alte monumente, cum ar fi cele care alcătuiesc orașul antic Tiahuanaco din Anzii bolivieni, datat la 1100 înainte de Hristos. Aproximativ 100 de tone de pietre pot fi văzute în mari monoliți. Sau obeliscul antic neterminat de 42 de metri și 1200 de tone, găsit la Asuan, Egipt. De departe, cel mai mare obelisc găsit vreodată. Creatorii săi au început să-l realizeze direct din roca de bază, dar proiectul a fost abandonat, posibil din cauza unor defecte detectate, cum ar fi crăpături în granit. Multe artefacte anormale au fost găsite în întreaga lume, care contrazic ceea ce ne spune istoria antică oficială. Ca și stegozaurul găsit într-o mănăstire cambodgiană, Ta Prompt la Angkor Wat, datând din 1186 după Hristos. Dinozaurii nu au fost descoperiți până în anii 1880 și stegozaurul menționat până în 1901. Mici dinozaurii de lut au fost găsiți în 1945 de arheologul Valdemar Julsrud în Guanajuato, Mexic, cu mii de alte artefacte clasificate și datate ca și cultură preclasică Chupicuaro din 800 înainte de Hristos până în 200 înainte de Hristos. Dar dinozaurii au dispărut acum 65 de milioane de ani. Alte descoperiri includ opere de artă ale animalelor care nu sunt indigene în zonă,
cum ar fi cele descoperite pe platoul Marcahuasi, Lima, Peru, datate în jur de 10.000 de ani. De exemplu, lucrările de artă includ urși polari, pinguini și lei africani. Printre altele de acest gen, un OZN într-o pictură din secolul 15 a fost găsit în zona în care s-a spus că s-au format primele orașe și eventuala cultură sumeriană. Un alt exemplu sunt munții Palpa, vechi de 3.000 de ani. În zona Palpa și Rio Grande, Peru, s-a sugerat că acești munți turtiți ar fi putut fi o formă de loc de aterizare a aeroportului antic sau un loc în care popoarele indigene s-au adunat pentru a le face pe plac zeilor de pe cer. În fotografiile acestor munți se poate observa cât de drepte aleargă liniile, întinzându-se peste văi și munți. Din nou, ca și monumentele antice anterioare, ne punem întrebarea cum au fost făcute. Am ales munții Palpa pentru că nu au primit atâta atenție pe cât credem că ar trebui. Dar dintre toate aceste exemple, următoarele artefacte probabil fascinează cel mai mult. Cranii ciudate au fost găsite în Ica, Peru și Merida, Mexic. S-au găsit diferențe anatomice în comparație cu oamenii moderni în orbitele oculare, cu 15% mai mari, și cu siguranță că se poate vedea din fotografii că craniile sunt mult mai mari decât cele umane. Capacitatea craniană a fost estimată a fi de 2 ori mai mare decât cea a craniilor umane. Craniul Starchild este un exemplu. Mai târziu a fost descoperit a fi adult. A fost descoperit într-un canion de cupru la 160 de mile sud-vest de Chihuahua, Mexic, în 1930. Datează din anul 1100 înainte de Hristos. Se observă diferențele fizice comparând craniul Starchild cu un craniu uman. Au fost lansate pretenții pentru a dezminți craniul Starchild, cum că dimensiunea anormală se datorează unor boli sau deformări precum hidrocefalia. Cu toate acestea, Lloyd Pai contestă acest lucru, susținut de un studiu realizat de Dr. Ted Robinson în 2004. Potrivit acestuia din urmă, au existat dispute cu privire la ADN. Cu toate acestea, noi dovezi, un fragment recuperat al genei FOXP2, al lui Starchild, sugerează hibridizare non-umană, un craniu uman cu coarne. Mai multe cranii de tipul acesta au fost găsite în anii 1880 într-o movilă funerară din Sayre, comitatul Bradford, Pennsylvania, Statele Unite ale Americii. În afară de proiecțiile evidente asemănătoare unor coarne, orice altceva i-a determinat pe profesorii investigatorii de la acea vreme să concluzioneze cu celelalte oase rămase că acestea erau anatomic la fel cu oamenii. Cu toate acestea, acești bărbați care au trăit până în anul 1200 înainte de Hristos aveau o înălțime de 7 picioare și erau considerați uriași. Din păcate, acest lucru nu poate fi autentificat sau dezmințit prin examinarea modernă, deoarece toate dovezile legate de această descoperire au dispărut de atunci în mod misterios. Un alt exemplu este mâna umană fosilizată. Găsite în Bogota, Columbia, oasele care alcătuiesc mâna omului au fost fosilizate în roci estimate la aproximativ 125 de milioane de ani. Acesta este de departe de a fi singurul exemplu în care au fost găsite oase umane fosilizate de milioane de ani, de diferite feluri și amprente. Ca de obicei, mass media și mediul academic întorc spatele acestor constatări. Dar iată un altul din multele exemple cu adevărat uimitoare de high-tech excavate din timpurile preistorice. Sferoizi găsiți într-o mină de argint din Western Transvaal, Africa de Sud. Extras din roca adâncă, cu un diametru de aproximativ 1,4 inci, fiecare sferoid are fibre albe minuscule din aliaj de nichel oțel, care nu apar în mod natural. Se estimează că sferoizii au o vechime de 2,8 miliarde de ani prin metode geologice și izotopii radioactivi de datare.
și mai ciudat, în timp ce este sigilat într-o cutie de sticlă de muzeu, un sferoid este capabil să se rotească încet pe axa sa, independent de orice intervenție exterioară. Dacă învelișul său subțire este forțat să se deschidă, dezvăluie un material spongios misterios care se transformă în praf la expunerea la atmosferă. Istoria umanității se întinde pe câteva milenii, iar o mulțime de artefacte pun probleme cercetătorilor prin prisma complexității acestora. Există o mulțime de alte artefacte istorice bine cunoscute la nivel mondial, tocmai prin prisma faptului că o explicație cu privire la crearea, apariția sau la folosirea lor nu ne poate fi oferită. Iată în continuare și alte câteva dintre cele mai cunoscute artefacte ce ridică semne de întrebare cu privire la proveniența lor. Bateria de la Bagdad. Se pare că oamenii din Mesopotamia aveau idee despre cum să producă energie electrică, având un avans de câteva mii de ani înaintea restului lumii. În jurul anilor 1930, acest artefact a fost descoperit în urma unor săpături din apropiere de Bagdad. Acesta este un borcan de 13 cm înălțime, cu o tijă de fier ce iese din interior. Înăuntru a fost descoperit un cilindru din cupru, iar în interiorul cilindrului se afla o altă tijă de fier. Construcția a fost analizată și s-a concluzionat că este o baterie ce poate produce un curent electric de 1 volt. Conform unei teorii, aceasta ar fi fost folosită pentru electroplacarea cu aur. Experții sunt însă contrariați de modul în care o astfel de creație tehnologică a fost uitată mai târziu, dar nu explică nici de ce astfel de artefacte istorice nu au mai fost găsite în regiune. Ciocanul londonez. Tot în anii 1930, un artefact istoric ciudat a apărut în Londra, devenind popular 50 de ani mai târziu. Un ciocan încrustat într-o bucată de rocă din perioada ordoviciană. Roca are o vârstă de 400 de milioane de ani, dar ciocanul este unul de factură relativ modernă. Acesta este compus îndeosebi din fier, dar și din sulf și clor. Unii susțin că ciocanul ar data din anii 1800, fiind asemănător cu cele folosite în perioada și regiunea respectivă. Alții spun că este imposibil, având în vedere că roca s-a format în jurul acestuia. Dincolo de aceste controverse, este de remarcat că în ultimii 90 de ani, ciocanul nu a oxidat. Manuscrisul Voynich. Între lista de artefacte istorice misterioase, manuscrisul Voynich ocupă un loc de top, deoarece este cu siguranță cea mai misterioasă carte din lume. Autorul este necunoscut, cartea este scrisă într-o limbă indescifrabilă, iar paginile sunt pline de simboluri inexplicabile și ilustrații ciudate. Ceea ce face manuscrisul atât de misterios este că a fost scris folosind un alfabet unic care nu are nimic în comun cu vreun alt sistem de scris din întreaga lume. Manuscrisul le-a dat bătăi de cap criptografilor de-a lungul secolului 20 și încă nu a fost descifrat. Moneda din Maine. Moneda din Maine sau moneda Goddard este unul dintre misterioasele artefacte istorice care nu au o explicație completă. Moneda este de origine norvegiană, datând din perioada regelui Olaf Kyrre, care a domnit între 1067 și 1093, dar a fost găsită în statul american Maine. Nu se știe cum a ajuns moneda norvegiană tocmai în America, dar este o dovadă că au existat traversări precolumbiene ale Atlanticului și că anumite civilizații știau de existența acestui continent. Zona în care a fost găsită moneda a fost bogată în artefacte, aproximativ 20.000 fiind găsite aici. Cu toate acestea, toate, în afară de monedă, erau de origine indiană. Figurinele de aur în cașe. Aceste figurine de aur, ce reprezintă obiecte misterioase, au fost descoperite în America de Sud și amintesc de aparate de zbor. Nu se știe ce anume a servit drept inspirație pentru aceste artefacte istorice.
În 1996, Algund Ibum și Peter Bettling, doi aeromodeliști germani, au confirmat ipoteza conform cărora figurinele erau mașinării de zbor. Aceștia au construit replici exacte de 16 ori mai mari, pe care le-au echipat cu motoare și sisteme de control. Aparatele au reușit nu doar să se ridice de la sol, ci și să execute diverse manevre în aer. În concluzie, aceste câteva exemple de artefacte arheologice anormale ne descoperă munca oamenilor din civilizații avansate pierdute sau ființe extraplanetare sau poate ambele. Cel puțin unele dovezi de aici contestă serios îndoctrinarea oficială, anume presupunerile susținute de mass media și mediul academic, conform cărora omenirea are aproximativ 5.000 de ani. După cum am menționat, când vine vorba de educație, ni se spune doar ceea ce puterile ascunse vor să ni se spună. În acest scop, poate că acest material măcar să ne inspire să continuăm, să ne întrebăm și să punem întrebări. Aveți curaj dacă simțiți că este necesar să contestați mass media și mediul academic și să expuneți filtrarea evidentă a informațiilor. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!